treaba asta e, cum a zis, între și între. Da. Nu, cu treaba asta aveți și dumneavoastră treabă, stați un pic. Conduceți orașul ăsta de 3 ani și 9 luni și n-ați reușit să demarați niște investiții. Și acum ne-am putut asta noi că blocăm dezvoltarea acestui oraș, pentru că nu vă mai lăsăm pe ultimele 3 luni să faceți oareși investiții. Iar domnul, iertați-mă, iar domnul primar ne spune la RTT că din aprilie aveam și noi ceva de demarat. Nu campanie electorală pentru oraș. Asta e treaba domnului primar ce declară la televizor. Dacă declar eu răspund pentru declarație. Atunci cine și asumă acest buget? Deci, să revenim la ceea ce ați spus și dumneavoastră și acum că s-a lămurit. Că într-adevăr a fost o greșeală că a rămas acea listă pe CD. Deci, cu toate că este greșeala noastră că v-am trimis, totuși acolo sus scria anul 2010. Deci se putea observa. Dar, acum... Există, bineînțeles, primul șeful. Există, după mai și cald, după 2012. Acum s-au făcut observații pe baza... Este o confuzie. Deci nu, s-au făcut observații pe baza acestui... Vis-a-vis acum... Ziceați că putea fi o greșeală de la filografie? Păi zi. De aceeași măsură și 2010 putea fi o greșeală de dactilografie și putea fi 2012. De unde puteam ști? Păi de asta ne-am întâlnit ca să întrebăm și dacă ar fi fost logic, nu era 2010, 2011, 2012. Când sunt 3 șiruri la rând și caut 2012, îl găsești și pe 2012, n-am pus să confund după aceea că 2010 era tot 2012. Dacă ar fi fost, 2000, ar fi fost și 2011, aș fi putut să-mi dau seama. Dar există numai 2010 și 2012. Ce pot să înțeleg? Există 2012? Luați-l pe urmă. Există un discurs. Da? Chiar ne contradicem o chestie care este... Până la urmă, problema de bază este în felul următor. Analiza cost-beneficiu prevăzută de legea 273 pe 2006, ca fiind o anexă, partea bugetului, lipsește. Acolo, în investițiile, chiar și cele prevăzute pe 2012, sunt trecute. Investiție... Investiție pentru program informatic pentru gestiunea patrimoniului. Analiza cost-beneficiu arăta pentru ce este util, de ce avem nevoie acum. Execuție grădiniță cu program prelungit. De ce avem nevoie acum? Care este stadiul lucrării? Pentru ce sunt acești bani? Legea prevede clar. La articolul 42 spune... Această analiză cost-beneficiu trebuie să conțină grafic de finanțare, analiză cost-beneficiu, descrierea proiectului, stadiu fizic al obiectivelor. Dumneavoastră solicitați Consiliul Local să voteze fără a avea datele complete. Vă rugăm, conform legii, nu este o chestie care am cerut-o noi. Articolul 41 prevede cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții care se prezintă ca anexă la bugetul inițial. Deci noi am prezentat anexa. Bun. Și spune, pe urmă, la articolul 42, ce trebuie să conțină acest program de investiții. Și printre altele, grafic de finanțare, analiză cost-beneficiu, descriere proiect, stadiu fizic al obiectivelor. Vă rog frumos să-mi arătați pe aceste investiții, grafic de finanțare, analiză cost-beneficiu, descrierea proiect, stadiu fizic al obiectivelor, pentru ca Consiliul Local să știe pentru ce votează. V-a explicat, doamna, că acest grafic de finanțare, analiză cost-beneficiu, se întocmesc în momentul lansării proiectului. Încă orice buget la început încă de an are gradul lui de estimare. Articolul 41 nu scrie că se prezintă la pornirea proiectului. Se spune clar. Se prezintă ca anexă la bugetul inițial programul de investiții. Și, pe urmă, ce trebuie să conțină programul de investiții? Repet. Da. Unde... Vreau să fac următoarele practici. Conform legii, a cuprinde o investiție în bugetul local, nu se poate face atâta timp cât nu există niște indicatori tehnico-economici aprobați. Corect. Anumite investiții pe care le-am derulat în decursul anilor, inclusiv cele care ne le-am propus și în acest an, au hotărâri de Consiliul Local în spate, prin care s-au votat acești indicatori tehnico-economici. Multe investiții pe care le derulăm pot face obiectul unor proiecte pe fonduri europene.
în primul rând, pentru accesarea acestor fonduri europene, se va prezenta hotărârea autorității locale prin care se votează acești indicatori tehnico-economici. Unul din primele documente în momentul de față ne aflăm într-o situație de impas în care Consiliul Local nu are suficiente informații să voteze. Cu atât mai mult în care partea de investiții conține doar o pagină și jumătate, nu este ca și cu... Bun. Deci tocmai nu sunt foarte multe investiții la care aveți timp până la ședința de Consiliu Local să prezentați graficul de finanțare, analiza cost-beneficiu, descrierea proiectului, stadiul fizic al obiectivelor. Este foarte simplu. Dacă doriți ca bugetul să fie votat, puneți la dispoziție Consiliului Local informații reale pe baza cărora să poată să voteze. Pentru că până atunci sunt niște cifre pe care dumneavoastră le spuneți în felul următor. Votați-le, acceptați-le, caută undeva în urmă că am votat niște indicatori financiari. Nu, este interesul dumneavoastră ca administrație publică locală, atât față de Consiliul Local, cât și față de cetățeni, să aveți o transparență decizională maximă prevăzută de lege. Deci nu este o informație care o solicităm în afara cadrului legal. Dar sursa de finanțare o aveți direct în buget. Dacă vedeți în prima parte a bugetului, sunt trecute veniturile. De unde se va finanța aceste... Repet încă o dată. Analiza cost-beneficiu, descrierea proiectului, stadiul fizic al obiectivelor. Descrierea proiectului există în lista de investiții. Sursa de finanțare există în proiect, la care se adaugă acel excedent care noi îl avem în trezorerie și este lichid. Analiza cost, dacă mai doriți. Încă ceva vreau să precizez. Ceea ce spuneți dumneavoastră face referire în primul și în primul rând la lucrări de investiții noi. Deci lucrări care le vei derula într-o perioadă următoare. Arătați-mi, vă rog frumos, în articolul 41, cuvântul nou. Vă rog frumos să mă lăsați să termine expunerea și ceea ce vreau să previn. Vis-a-vis de investițiile propuse și care sunt cuprinse în acea anexă 4, anexă a bugetului local, dacă ne uităm bine în anexa 1B, o să observăm că o parte vin din anul trecut. Deci 3.798,98 lei. Deci sunt investiții derulate de anul trecut și care le-am preluat ca plăți restante. Tocmai de aceea v-am cerut și stadiul fizic al obiectivelor. În ideea că în stadiul fizic al obiectivelor, pe ultimul proces verbal de predare primire sau de recepție, cazul achiziției publice a unei construcții, se spune s-a plătit în data de, s-a achiziționat până la lucrarea de. Puneți un document fizic de care să-l putem citi și să luăm cunoștință, care să arate stadiul fizic al obiectivelor. Există un obiectiv care a fost contractat pentru 100.000 de ron, a început lucrarea anul trecut, s-a efectuat până acum 50.000 de ron cheltuieli, a fost oprit la următorul nivel. Doriți anul acesta să continuați investiția, pornim de la nivel de, nu știu, temelie și continuăm până la construcții la roșu, dacă este vorba. Încă ceva, pot să fac o precizare. Vreau să priviți acest buget sau orice buget ca o estimare a unor venituri și cheltuieli. Asta nu înseamnă că sumele cuprinse în buget vor fi executate. Noi ne-am propus aceste obiective pe baza planului de investiții, așa cum ați făcut precizare, și care le vom executa în funcție de posibilitățile financiare. Pentru că, corect. Dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Aceste investiții sunt singurele investiții pornite în acest moment sau singurele investiții care se pot face? Eu aș spune că nu. Sunt și alte investiții. Bun. Fără un studiu și o analiză cost-beneficiu, de unde știm noi că sunt cele mai urgente? În primul rând, sunt în continuare. Deci asta vreau să precizez. Sunt în continuare, în primul rând, de anul trecut. Nu putem stopa o investiție pe care am avut o aprobare a o executa anii trecuți. Da. Sunteți de acord că în afară de aceste investiții mai există și alte investiții în derulare care nu apar în planul de investiții pe acest an?
sau alte investiții posibile. Pot să vă întreb altceva. Dacă, de exemplu, aceste contracte încheiate vor prejudicia bugetul municipiului Săcelec, pentru că, normal, odată începută o lucrare, ne respectând anumite termene, se adaugă majorări. Cine le va suporta? Am înțeles. Sunt două discuții de făcut aici. Există, în primul rând, o instituție, se numește teoria impreviziunii în drept, care prevede următorul lucru și departamentul juridic sau consultanții externi vă pot lămuri. Teoria impreviziunii prevede că un contract de orice natură, fie el comercial, de achiziții publice sau ce doriți dumneavoastră, se poate modifica pe parcursul timpului dacă apar elemente care nu au putut fi luate în vedere în momentul în care a fost încheiat contractul. Ce vreau să spun? Anul trecut sau în momentul în care a fost încheiat inițial contractul, era o anumită situație economico-juridică-financiară a României, a unității administrativ-teritoriale, iar astăzi se află în altă situație economico-juridico-financiară care nu mai permite să deruleze investiția. Există jurisprudență pe ceea ce înseamnă teoria impreviziunii. În trezorărie. Avem lucrarea care, domnul primar, în calitate de ordonator de credite, care prevede în 273 că și asumă aceste lucrări care dânsul le propune să le execute. Există contract încheiat și nu există motiv pentru care să nu fie executat. În practica contractelor de achiziții există următorul lucru. Ordinul de lucrare, în ideea în care sunt achiziții publice multianuale, care prevăd că o anumită lucrare publică sau o anumită parte din acea lucrare publică pornește numai la ordinul de începere a lucrărilor a ordonatorului principal de credite. Pentru că în momentul în care ai lansat un proiect cu finanțarea europeană, acolo există un grafic grand unde spune perioada în care trebuie să trebuie. Aveți perfectă dreptate, dar OIR-urile, organismele intermediare care gestionează aceste fonduri europene, permit faptul să faceți notificări prin care... Este totuși o imagine negativă pentru municipiul Săcelec. Bugetul a fost refuzat temporar pentru că lipsește grafic de finanțare, analiză cost-beneficiu, descriere proiect, stadiu fizic. Dar cunoașteți aceste proiecte, acolo se găsește tot. Eu găsesc tocmai că nu le cunosc, asta aș vrea să văd actele care le pot cunoaște. Nu vreau să aprobe, ne cerea ca să prezentăm aceste proiecte și acolo găsiți toate datele. Nu că nu au nevoie să vă ceară. Dumneavoastră trebuie să puneți la dispoziția dumneavoastră. Așa cum cere legea. Lor. Asta prevede legea. Atenție, nu trebuie consilierii locali, care știm cu toții provin din alte medii. Sunt ingineri, sunt de altă profesie. Nu trebuie să știi exact ce prevede legea. Dumneavoastră, ca administrație publică locală, trebuie să puneți la dispoziția consilierilor locali în așa fel încât dumneavoastră să voteze în cunoștință de cauză. Să fim clari aici. Aș mai avea încă o observație și aș vrea să o fac în legătură cu bun. Eu nefiind consilier local, vreau și eu să știu, la capitolul alimentare cu apă, reabilitare rețele de apă potabilă, rețele de apă uzate și pluviale municipiul Săcele, 17.530.000.000 de lei vechi. Pentru ce au fost puși? Pe ce străzi reabilităm aceste rețele? Deci, din partea Serviciului Investiții, doamna Coaia.